Sâmbătă 25 iunie, aerodromul Drobeta a fost gazda evenimentului aeronautic aflat la 15-a ediție. Drobeta Fly-In a devenit deja unul dintre evenimentele de tradiție ale județului și atrage an de an din ce în ce mai mulți participanți. Fiind singurul eveniment din zona Olteniei cu acest specific, spectacolul aeronautic Drobeta Fly-In a devenit un reper pentru iubitorii acestui gen de manifestații. Demonstrațiile de acrobație aeriană cu diferite aparate de zbor, lansările de parașutiști și expoziția avioanelor au încântat publicul care cu aparatele foto sau telefoanele a făcut fotografii pentru a le păstra în arhiva personală sau a le posta pe rețelele de socializare. Organizatorul ineditului eveniment, Endre Molnar, a reunit pe aerodrom piloți privați și aparate de zbor ale partenerilor săi de la Aeroclubul Român. Suntem la cea de-a 15-a ediție a spectacolului aeronautic organizat anual pe aerodromul Drobeta de către Aeroclubul Drobeta în parteneriat cu Aeroclubul României și partenerii privați cu susținerea Consiliului Local Drobeta Dru Severin și a Consiliului Județean Mehe, din cărora le mulțumim. Publicul începe să se adune, vremea este frumoasă, vom avea o mare varietate de evoluții, inclusiv evoluții acrobatice, cum aveam de înalte acrobație, Extra 300 și încă un avion privat de acrobație. Vor evolua parașutiști de la Aeroclubul României. Îi mulțumim colegilor de la Aeroclubul României pentru susținere. Este un eveniment pe care dumnealui împreună cu colaboratorii se străduiește să-l facă de 15 ani și o face foarte bine. Deja putem spune că avem o tradiție a evenimentelor aeronautice în județul Mehedinți. Dânsul face eforturi deosebite și pentru a avea o activitate în timpul anului. A deschis o școală de pilotaj care funcționează foarte bine. Putem considera că aceste inițiative pot fi ca o poartă de intrare în partea de sud-vest a țării. Vin foarte mulți piloți, chiar din străinătate, folosesc acest aerodrom. Ția pe care îl reprezint susține în fiecare an acest eveniment. Îi felicit pe organizatori pentru că nu este ușor să organizezi în Severin un astfel de eveniment. Bucur că vine din ce în ce mai multă lume. Președintele Consiliului Județean, prezent la eveniment, a vorbit cu acest prilej despre drumul de acces către aerodrom, mai exact drumul județean 606A, care face legătura între DN6 Balota și localitatea Plopi. Angajamentul meu, așa cum a fost în anii trecuți, că facem demersuri pentru a asfalta acest drum județean, iată că a ajuns în punctul în care astăzi vă pot spune cu siguranță că se va concretiza. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați văzut și panourile astea pe marginea drumului. Am semnat deja contractul de finanțare la anul pe vremea asta, 99,99% vom avea un strat de asfalt. Astfel de evenimente ajută la promovarea turismului, iar dezvoltarea infrastructurii de acces în zonă vine în sprijinul comunității locale spre a-și desfășura activitățile cotidiene în condiții normale.